drag și scumpul meu soț. Știi cât de mult eu țin la tine, cât de mult îți prețuiesc. Ai pupiți pentru mama? 1, 2, 3. Bravo, bravo. Și pe frunte, și pe frunte o pupă. Ne-am întâlnit întâmplător, iar ochii tăi m-au prins ușor. Și-am înțeles că fără tine mi-este greu. Așa a fost de ne-am găsit pe drumul vieții cel grăbit. Am înțeles că fără tine nu sunt eu. Sunt fericit că mi-ești alăturea cea mai duioasă, tu doar dulce, scumpa mea. Îți mulțumesc pentru răbdarea ta, cea mai frumoasă, unica soție. La mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Salutăm încă o dată și vă spunem bună ziua. Vă rog frumos să zâmbiți pentru că arătați mai bine. Să zâmbiți atât dumneavoastră cât și cei trei îngerași pe care aveți alături, și anume Sofia, Anastasia și Siluan. Noi vă dorim multă sănătate și fericire absolut tuturor. Sunteți niște oameni minunați, sunteți niște oameni puternici, sunteți niște oameni norocoși pentru că vă aveți unii pe alții, pentru că vă iubiți, pentru că vă încurajați și pentru că, anume în așa zile, sărbătoriți frumos. Sărbătoriți în sânul familiei, copiii, mama, tata, bunica, cred că. Nu, vecina. Vecina. Ar fi un compliment dacă ați fi bunica așa de tânără. Bine, revenim la dumneavoastră și vă spunem că astăzi este o zi cu o semnătate deosebită. Și anume, dumneavoastră avansați în vârstă și împliniți nici mai mult, nici mai puțin de... 34 de ani. 34 de ani și noi vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mama să trăiască, mama să trăiască, la mulți ani. Tare, 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 tare pentru mama. Pentru aia să-i doar 34 de ani, dar arătați mai bine, arătați mai tânără. Așa să vă mențineți toată viața, mereu să întâmpinați orice situație cu pozitivism, cu simțul umorului, cu bună dispoziție și cu copilașii alături. Pentru că ei vă sunt sprijinul, ei vă sunt dragostea, ei vă sunt alinarea, ei vă sunt motivația. Și iată că astăzi, din setul de 5 persoane, cineva lipsește. Iar acel cineva, nu vă mai dăm întrebare, pentru că este deja evident. Tătel. Da. Este tăticul, este soțul dumneavoastră, domnule Andrei, care de acolo, din depărtare din Israel, vă mulțumește pentru cei trei îngerași. Pentru faptul că mereu îl încurajați, mereu îl apelați, mereu îl susțineți, mereu îl adorați, preferați, iubiți. El este stâlpul familiei și el astăzi a decis să meargă pe varianta unei surprize, pentru că a spus că ai mie merită și mai ales a mea soție, pentru că mă alintă, merită să o alint și eu astăzi cu un buchet frumos de flori. Și ce culoare să alegem noi la buchet dacă nu roz, pentru că ea este o prințesă pentru mine. Este mai mult decât o prințesă, o regină. Da, 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 domnul Mariana, din această cauză, la început ați ținut un buchet, iar acel buchet revine în brațele dumneavoastră. Multe, multe, multe crizanteme de culoare roz, mai exact, 35. Pentru că 34, unii țin să nu dorească, alții trec peste obicei și doresc, însă aici sunt nici mai mult, nici mai puțin de 35 de crizanteme. Și printre aceste crizanteme se ascunde și un bilețel pe care o să-l citească chiar Sofia, cu voce tare. Hai, mama, tare, tare. Pentru cea mai frumoasă doamnă. Și încă o dată, tot cap-coadă. Pentru cea mai
frumoasă doamnă. Pentru cea mai frumoasă doamnă, și anume pentru doamna Mariana. Tare, 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 felicitări! Siluan, unde ești? A plecat. Dar când o să vorbim în câteva clipe despre tort, o să apară. Pentru că am înțeles, sunteți pofticioși. Preferați bunișorul, preferați dulcele, pentru că și voi sunteți dulci, dulci tatei, dulcea soțului. Și astăzi a decis domnul Andrei să vă încânte papilele gustative și cu un desert. A spus că prea multe torturi, dar prea mult dulce niciodată nu se existe, pentru că desertul nostru este un pic mai deosebit. Și de ce deosebit? Pentru că aici, draga noastră doamnă, scrie pentru cea mai frumoasă mamă și soție din lume. Și de ce oare trandafiri galbeni? Pentru că galbenul este o culoare călduroasă. Simbolizează dragostea, dragostea domnului Andrei față de nevastă, doamna Mariana, față de Sofia, față de Anastasia și față de Siluan. Siluan, ajută-ne, te rog frumos, cu tortul. Ține-l, în timp ce noi o să spunem cu toții la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, doamna Mariana. Să trăim și noi, de ce nu? Să trăiască toată lumea care urmează să vizioneze acest videoclip și urmează să vadă cât de grijuliu este soțul dumneavoastră. Și dacă tu nu dorești să obosești, o să punem totul înapoi pe masă, pentru că tot este pentru voi. Și aveam 3 torturi. 3 torturi. Foarte bravo, dă un 5. Astăzi, pe ordinea zilei, doamna Mariana, întâlnim și baloane. Baloane în formă de inimi. Sunt foarte multe inimi aici, pentru că, mare atenție, domnul Andrei ne-a spus așa: am o inimă, însă dacă aș avea mai multe, cu toate aș iubi-o tot pe doamna Mariana. Marina, soția domnului Andrei. Acest set de baloane va aparține și o să îl dăm Sofiei. Multe baloane și multe aplauze. Cred că nu vă supărați, v-am spus Mariana. Marina, bine ne scuzați. Ține-o pentru că este despre mama ta. Doamna Marina, este sărbătoare. Curge șampania. Curg multe felicitări, cred că, în mesageria dumneavoastră. Dar iată că soțul nu s-a limitat doar la un apel, doar la un mesaj. Și ne-a trimis pe noi la dumneavoastră pentru a vă oferi și o șampanie dulce pentru a o servi cu cei prezenți astăzi. Sau o păstrați, o puneți la un loc aparte și așteptați clipa când soțul dumneavoastră, mult prea iubit, va veni acasă și o să desfacă chiar el această sticlă de șampanie. Sticla de șampanie o să o dăm iarăși pe Siluan, pentru că el este bărbatul. Hai, vină mai aproape. Și dacă tot și-ai venit-o aproape, o să sparg gheața și o să-i dai un pupic mamei tale pe obraz. Și o să-i spui la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc. Și din partea Anastasiei. La mulți ani. Și din partea Sofiei. Hai, un pupic mamei. Bravo, bravo, bravo. Și nu în zadar acest mesaj a căzut din buchet, pentru că de asemenea este pentru dumneavoastră. Este un mesaj sincer. Este un mesaj cu multe sentimente, care poate vă va lăsa cu lacrimi de fericire în ochi sau cu zâmbetul pe buze cu siguranță. Așadar, cele mai frumoase felicitări, iubito, răsună de ziua ta. Paharele se umplu cu șampanie, iar eu îți doresc, scumpă soție, ca ochii tăi să strălucească mereu de fericire, să nu cunoști ce înseamnă în secol, iar fiecare dimineață să înceapă doar cu vești bune. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, mamă! Vrem să-ți dorim ca toată energia ta, siguranța, pozitivul să-i umple și să-i încânte pe alții. Rămâi aceeași soție minunată și înțeleaptă, mamă grijulie și prietenă loială.
Așa a trebuit la sfârșit felicitării să pocnească și un balon. Odată cu aplauzele noastre pentru dumneavoastră. Doar eu aplaud. Hai să toți aplaudăm pentru doamna Marina, pentru mama voastră, dragilor. Pentru ai săi 34 de ani. Dar voi să nu trageți atenția la vârstă, să credeți în continuare că mama voastră este cea mai tânără. Pentru că ochii ei ne șoptesc floarea tinereții, poate chiar 18 ani, doamna Marina. Nu spunem noi asta, dar în primul rând, domnul Andrei, întotdeauna pentru el o să fiți cea mai bună soție, cea mai superbă mamă, o prietenă adevărată, un sprijin de necomparat. Sunteți harnică, sunteți darnică, sunteți iubitoare și iată că astăzi ați primit o porție de atenție din partea soțului dumneavoastră de acolo din Israel. Noi vă mulțumim frumos că ați recepționat mesajul nostru transmis de-a dumnealui, iar acum vă rog să vă uitați la cameră, să-i transmiteți un mulțumesc sau poate asta e bătaie că nu ne-ai spus, spuneți-i că-l iubiți și că-l așteptați. Drag și scumpul meu soț, știi că de mult eu țin la tine, că de mult îți prețuiesc. Ceva am simțit, am prea simțit, dar nu m-am așteptat la așa surpriză. Îți mulțumesc din tot sufletul. Bunul Dumnezeu să te aibă în pază. Sper că la anul viitor să fim împreună, să sărbătorim și aniversarea ta, că ai împlinit anul acesta o vârstă foarte frumoasă, de 35 de ani. Sper să fii sănătate, pace în toată lumea. Și la anul să sărbătorim împreună, deja vârsta mea de 35 și a ta, care n-am putut, tare mult mi-am dorit, că e un jubileu, o vârstă foarte frumoasă. Tu știi că de mult țin la tine și noi și copilașii noștri, te iubim nespus de mult și ne lipsești. Felicitări, doamna Marina! Și soțul a insistat. Pe lângă toate aceste cadouri, să mai primiți un dar, și anume o dedicație muzicală, care poartă numele de unica mea soție. Ascultați, vă rog, frumos versurile, parcă s-o scris în special pentru dumneavoastră, unica soția mea, noi ascultăm și facem fotografii. Sunt fericit că mi-ești alăturea, cea mai duioasă, tu doar dulce scumpa mea. Îți mulțumesc pentru răbdarea ta. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.